Pentru foarte multă lume, ziua începe cu o cafea proaspătă și aromată. Confirm. Noi suntem deja la a doua ceașcă, dar nu refuzăm nici pe a treia, mai ales dacă este făcută la un espresor premium de ultimă generație. Tu care bei o găleată de cafea până la ora 11, normal că nu refuzi. Știi că se uită și mama la televizor, nu? Nu, 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 doamna, nu, nu, bea, am glumit, nu. E doar apa așa cu lămâie. Iulia ne face astăzi cafea la Like IT. Ia să vedem ce a adus, da, ce a adus acolo. A scos-o Fabrici, și pe Neti la cafea. Bună dimineața. Bună dimineața, Iulia. Da, am adus-o pe experta noastră să și deguste. Așa, ce se întâmplă. Simțim aromele acolo. Și am să încep cu prima cafea, pentru că deja este aproape gata. Asta. Frige? Nu. Este, da. E rece? Am și pus lapte. Nu vreau cu lapte. Păi, păi nu înțeleg aroma. Dacă bun, mai facem una. Mai facem una. Andreea, cappuccino? Da. Cappuccino? Bine. Bine. Te rog. Îmi permis, da? Nu. Așa. Dar cum? Mulțumesc. Dar greșeala mea, trebuia să întreb înainte. Nu, cum bei e ok, eu beau cappuccino, în regulă. Din câte vedeți, barista nu sunt. Acum învăț. Dacă tot ai început să împarți, mă gândesc, doi mititei cu muștar, dar mai nu, spre... Nu avem, nu, astea nu fac. Așa, ia să vedem. O să caut și grătare inteligente, o să încerc să aduc și așa ceva, să te mulțumesc și pe tine. Ai mai adus la un moment niște oale și... Aici avem aparatul de cafea pe care îl folosește George Clooney, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Nu-mi de spune. Multă vreme. De asta s-a lipit Neti aici de aparatul. Da, așa sclipitor. Din câte vedeți, este de inox. Foarte interesant este display-ul pe care îl avem aici sus. Este un display de 9,5 inch pe care putem vedea toate variantele pe care le avem la îndemână. În spate avem un rezervor în care putem pune până la 2 litri de apă. Și Neti, spunem ce fel de cafea vrei. Pentru că, uite, am long black, am espresso. Îți spun un espresso? Espresso. Espresso. Da. Cred că așa îi place și lui George Clooney. Ia să vedem. Și îi facem lui Neti acum un espresso. Designul este foarte atrăgător din punctul meu de vedere. Oh, au! M-a prostit. Au! Tu ești barista, da. Învăț. Nu, acolo e laptele. Așa. Și îți dau să gust din fiecare. Asta am să încerc să fac. Să vedem dacă o să-mi și iasă. Gust acum? Da. Da. Poți să guști acum. Păi dacă dar îi spui la final care îți place mai mult. Dacă îi dai din fiecare, o ucizi. Păi ia doar câte o gură. Aici avem un aparat de longhi. El este aparatul lui Brad Pitt, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Băi, lasă-mă. Acest... Da, bărbații sunt foarte pasionați ceva de cafea. De Jane Fonda, n-ai? Cafeaua. Cred că e pe drum. Da? Cred că e în lucru. De Catherine Zeta-Jones, eu știu, numai de băieți ai venit cu... Foarte interesant este așa. Că... acest aparat funcționează împreună cu o aplicație. Oh. Asta înseamnă că putem să ne comandăm cafeaua din pat. Cum vă treziți voi la 3 dimineața, nu? E, mă rog, 3 și ceva. 3 și ceva, e, la 3 și ceva poți să deschizi telefonul și să-ți comanzi cafeaua prin aplicație. Ia să vedem. Ți-o aduce Brad Pitt? Asta chiar e un vis, da. Nu? Atunci nu te-ai trezit dacă se întâmplă asta. Eu știu că acolo în lumea viselor. Da, nu e genul meu Brad Pitt, deci dacă vreți voi să vină la... Ți-o aduce pe Catherine Zeta-Jones, da, exact. Bun, ia să vedem ce cafea să-i dăm lui Neti de aici. Corect ar fi să-ți dăm tot un espresso. Tot așa, tot da, un, da, sigur, da. Sigur. Așa. Hei, Brad, dă și tu o cafeluță, bă, băiatul. Că ia uite. Uite, mă, că a început. E incredibil. Drăguț, ești acolo. A, și nu e zgomotos? Nu. Nu e foarte zgomotos ăsta. Nu e foarte zgomotos, nu? Cum ți s-a părut cappuccino? Bun. Bun. Nu-ți bate vecinul în țeavă la 3 și un sfert. Ei, te dă cu cafeaua lui Brad Pitt. Iar aici avem un espresor Miele, la fel și el funcționează împreună cu o aplicație. Uite, din câte vedeți acum pe display-ul telefonului meu, se și vede procesul în care se întâmplă totul. Cafeaua este cumva preparată la 80-90 de grade cu aproximație, adică apa este foarte bine făcută. Bun, și... espresso acum. No, acela e Neti. Și mai Iulia, avem aici. Acela este un ecran da, avem un digital. Display. Da, 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 avem un display la fel ca și pe display. Zici că e la NASA. Pe onoarea mea, dacă de aici să mă bată mama. Uite, și tocmai am mai pornit aparatul, cred, pentru încă o cafea. Încă una? Așa.
Da, am pus pentru orice eventualitate paharul acolo. V-am spus, v-am explicat de la bun început. Mă pricep la alte lucruri. Barista nu sunt, dar astăzi învăț, sunt mă adaptez. Sunt în căutare ei, doamnă. Mă întreba Florina, regizor, nu se-mi transmit, unde e cafeaua mea? Zic, încă o caut, că de-aia mi-a luat ochelarii. Imediat rezolvăm și cafeaua lui Mihai. Încă o caut, adică stă în căute. Uite, deja vine. Vine, da. Vine? Da. Calcă vine. Tot în picioare, iau-te. Vine. Să fie avut Baiazid la vremea aia, expresorul ăsta. Și să își facă tot așa, prin intermediul unei aplicații, să-și comande deja cafeaua, nu? Bineînțeles. Bun. Bine. Asta este pentru Mihai. Oșteni... Asta e pentru mine? Da. Să rămână... Degustători la mâna a doua. Jos că... Da. Poftiți, vă rog. Așa. Mulțumesc, să rămână. Neti, o să te rog să guști momentan din astea două ca să le dăm oamenilor... Am reținut. Ai reținut. Am etichetat. Trebuie să le dăm oamenilor un verdict deja, pentru că nu mai avem timp la dispoziție și o să testăm și a treia cafea la ora 10. Strong. Și ăsta e light, mai aromat. Strong, light. Și ție cum îți place cafeaua? Asta. Strong. Bun, gata. Strong. Atât. Poți să mă întrebi și pe mine, că și eu știu să știi cum îmi place cafeaua. Acum, nu vrem să vă mai reținem. Că uneori o pentru face Andreea pentru mine. Am înțeles și Andreea știe ce face, nu ca mine. Exact, nu vrem să vă mai reținem, dar trebuie să ne bem cafeaua. Și de prețuri nu ne spui nimic? Mai bine nu. Cât costă Brad Pitt? La final. Vreți? Sunteți siguri de treaba asta? Haideți să vă spun la ora 10 mai bine. Bine. La 10, hai să ne bem cafeaua și după aceea. Liniștiți și după aia bine, după aceea. Mulțumim. George Clooney și cu Brad Pitt fac cât o mașină. Vorbim prins. De prețuri de peste 3.000 de lei. 3.000 de lei? Să trecem mai departe. Mamă, câtă cafea bei cu banii ăștia. Da. Bine, mă rog. Ne vedem după 10 și 5. Sunt punctuală. Da. Bine, mersi.